Apoi am făcut un detailing complet, luxury, okay, cu tratamente ceramice la piele, la plastice, o folie anti-amprente pe navigație. Am văzut pe Cristi că lucra, da, la exact, și la... Pentru a nu se mai vedea acele amprente, pe, mai ales pe ecranul principal. Și plus de protecție, bănuiesc. Și plus de protecție, da. Sau... Pe partea de exterior, momentan doar folii faruri, folii stopuri, care și stopurile astea sunt stopuri destul de... complexe și greu de ieșite în relief și greu de înfoliat. Am văzut că tehnicul Cristi ceva. Da, sunt niște stopuri destul de greu de înfoliat, pentru că au niște forme ciudate. Super tare. Și am văzut, vorbim cu clientul despre o înfoliere, colantare, PPF, PPF colorat. Da, vreau să fac un negru satin, dar este descris și spre o altă culoare, se gândește și la un violet. Acum vedem ce alege, da, ce variantă alege. Da. Anul ăsta oricum o să vrea să facă altceva, să fie mai specială decât este. Mașini speciale la Auto CBN, ce părere ai avut despre acest, cum se numește, Cătă? BMW XM. BMW XM, văd că are 4 evacuări, chiar reale sau e povestea? Reale, da, pentru că este un M veritabil, este cel mai M dintre M-uri. Deci, să înțeleg, e un 4000? 4400 benzină? Da, twin turbo. Cătă, cât consumă mașina asta? N-are rost. Nu te mai uiți la consum la așa ceva. 15, 20, 30, depinde cât te dai la ea. Fără limite, cum ar veni. Mulțumim, Cătă, pentru prezentare. Acum, pe final, vreau să te întreb pe tine, tu ce părere ai? Ce culoare ai face mașina asta? Ce culoare crezi că îi se potrivește la acest XM, noul XM? Și lasă-ne în coment părerea ta. Nouă ne place foarte mult. O mașină cu totul specială.